Haideți să deschidem împreună Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, la Cartea 2 Samuel, capitolul 23, pagina 351. 2 Samuel, capitolul 23, de unde voi citi aproape în întregime primele 5 versete. 2 Samuel, capitolul 23, primele 5 versete descriu moartea unuia dintre cei mai importanți oameni din toată istoria Scripturilor, și anume ultimile cuvinte ale lui David. Așadar, 2 Samuel, capitolul 23, versetul 1, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: iată cele din urmă cuvinte ale lui David. Cuvântul lui David. Și acum urmează un fel de, dacă vreți să-i spunem așa, un fel de CV al lui David. O prezentare. Mai întâi, fiul lui Isai. Și dacă vă uitați în Biblie, veți vedea că adeseori Saul îl prezintă pe David în bătaie de joc exact cu expresia aceasta. Cine? Fiul lui Isai? Pentru că probabil familia lui nu era dintre cele mai importante din Israel. Așadar, cuvântul lui David, mai întâi, omul care pornește de jos, dintr-o familie nu foarte importantă, fiul lui Isai. Și în ciuda faptului că a pornit de acolo, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, pentru că David este cel mai mare rege din istoria lui Israel. 40 de ani conduce poporul evreu și e cea mai prosperă perioadă din istoria lui Israel. Toți ceilalți regi sunt comparați cu el. Și apoi, cuvântul lui unsului Dumnezeului lui Iacov, adică cuvântul celui care are de la Dumnezeu o autoritate specială. Și pe lângă toate acestea, pe lângă faptul că pornește de jos și ajunge sus de tot, este sau are din partea lui Dumnezeu o autoritate specială, pe lângă toate acestea are și un talent special. Și cei care cunoaștem Biblia știm că cea mai mare parte din cartea Psalmilor, care este cea mai mare carte din toată Biblia, deci cea mai mare parte din cartea Psalmilor este scrisă de David. Cel puțin 73 din cei 150 de psalmi, cel puțin. Probabil că au fost mai mulți. Cuvântul cântărețului plăcut al lui Israel. Deci omul ăsta are toate calitățile. Și cu toate acestea, într-o zi, e pe patul morții. Oricât ai fi de succes, omul care pornește dintr-o familie nu foarte însemnată și ajunge sus de tot, cel mai tare rege din istoria unei națiuni, din istoria națiunii lui Israel, poporul ales, omul care primește de la Dumnezeu autoritate specială și în același timp mai are și un talent special. E cântărețul plăcut al lui Israel. Deci, practic, omul ăsta pare să aibă toate calitățile. Iată care sunt cele din urmă cuvinte ale lui David. Versetul 2. Primul ultim cuvânt. Duhul Domnului vorbește prin mine. Și cuvântul lui este pe limba mea. E foarte interesant că David își prorocește parcă lui însuși. Și asta mi se pare extraordinar. Cred că tot mai mult avem nevoie fiecare dintre noi să știm să ne vorbim nouă, și prorocia pe care David o are pentru el se potrivește atât de bine cu viața lui. David avea probabil 70 de ani. Știa că nu mai are mult în lumea asta. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vorbește prin David, pentru David. Știu că sună ciudat. Mai ales în lumea noastră penticostală, că noi suntem obișnuiți cu ideea de prorocie. Apropo, aici fac o scurtă paranteză. Un prieten și un coleg de-al meu, în urmă cu ani de zile, mi-a spus că a avut în biserică pe cineva care se auto-intitula proroc. Noi credem că Dumnezeu lucrează și astăzi prin manifestarea darului profetic, dar știm de asemenea că sunt și oameni care se auto-intitulează proroci și nu au nicio treabă cu asta. Și spune prietenul ăsta al meu, vine un membru din biserică într-o zi și îmi spune: Domnul mi-a dat un dar special să-mi prorocesc mie. Și îl întreabă prietenul meu: da, și care-i lucrarea pe care o ai din partea Domnului?
Domnul mi-a spus că trebuie să fiu conducător aici în adunare. Acum, sigur, omul avea, știți voi, cântarea aia veche, o cântare de mărire am în inimă mereu. Există categoria asta de oameni. În niciun caz, nu la genul ăsta de prorocie se referă Biblia aici. David are o prorocie pe patul morții din partea lui Dumnezeu pentru sine. Și uitați cum îl vede Dumnezeu pe David, dar îi revelează, îi descoperă tot lui David prin Duhul Sfânt. Dumnezeul lui Israel a vorbit, stânca lui Israel mi-a zis. Și mi-a zis așa: cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu. Iată două calități ale celor care se numesc lideri, din punct de vedere politic. De la primari, la parlamentari, la regi, la împărați, la președinți. Două calități fundamentale. Să împărățească între oameni cu dreptate și în frică de Dumnezeu. Acum, expresia asta, frică de Dumnezeu, la noi, la români, a căpătat o conotație greșită. A avea frică de Dumnezeu nu înseamnă să stai tot timpul într-o stare de înțepenită sobrietate, crezând că orice formă de bucurie sau de pasiune e o manifestare a firii pământești. În niciun caz. Nu la asta se referă frica de Domnul. E foarte interesantă expresia asta, din ce am numărat eu cu ajutorul unui soft. Dacă voi vreți să faceți treaba asta, puteți să faceți și voi. Acum, poate că va fi careva pe net care va și măsura, da? Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Din ce am numărat eu, sunt sintagma asta, expresia frica de Domnul se repetă în Biblie cam de 120 de ori, da? Eu am găsit chiar de 120 de ori. Înseamnă că expresia asta este importantă. Și din ce înțeleg eu, în contextul biblic, frica de Domnul nu e o stare de înțepeneală, nu e starea aia de teroare pe care o experimentăm câteodată când ne referim la frică, ci este o recunoaștere plină de smerenie și dragoste în fața unui Dumnezeu bun. Și în momentul în care recunosc că Dumnezeu are un plan bun pentru viața mea și planul lui este să mă salveze și să mă mântuiască, eu cu smerenie accept autoritatea lui și când îi spun: Doamne Dumnezeule, nu voia mea să se facă, ci voia ta, și am atitudinea asta cu reverență, dar în același timp recunoscând că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei și al iubirii și că întotdeauna începutul înțelepciunii este frica de Domnul, dar continuarea înțelepciunii este dragostea de Dumnezeu. Asta înseamnă frica de Domnul în contextul Scripturii. Deci, avem nevoie și astăzi, apropo, dacă vă rugați pentru autoritățile statului, poate că unii v-ați pierdut orice nădejde în privința asta, mai ales acum că avem an electoral, vă dau versetul 3, două motive pentru care să te rogi în ce-i privește pe ăștia care ne conduc. Cel ce împărățește între oameni cu dreptate, deci să conducă cu dreptate, amin. Și cu frică de Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Să recunosc autoritatea lui Dumnezeu, să recunosc că Dumnezeu îmi vrea binele, să recunosc că Dumnezeul meu este un Dumnezeu bun și să accept autoritatea Lui cu atitudine de reverență, recunoscând că El este infinit, iar eu sunt limitat. El este Creatorul, iar eu sunt creația. Doamne ajută să avem conducători de felul ăsta. A? După aminul ăsta, dar știu că e cald. Cel ce împărățește între oameni cu dreptate și cel ce împărățește în frică de Dumnezeu este, cum este? În ciuda acestui lucru, că împărățește cu dreptate și în frică de Dumnezeu, este ca lumina dimineții când răsare soarele în dimineața fără nori. Mai zic o dată. Este ca lumina dimineții când răsare soarele într-o dimineață fără nori. Mă uit și în partea asta și vreau să mă uit la ăștia care sunt mai tineri, mai ales la adolescenți. Este ca lumina dimineții înainte să răsară soarele, accentul cade, înainte să răsară soarele într-o dimineață fără nori. De ce mă uit la ăștia mai tineri? De ce? Pentru că știu că mulți dintre ei nu se trezesc înainte să răsară soarele. Adică să fim serioși, nu știu câți, mai ales acum că e vacanță. Dar David zice, stând pe patul morții, 70 de ani avea, era conștient că nu mai are mult în lumea asta și zice: Duhul Sfânt vorbește din partea lui Dumnezeu pentru viața mea și îmi spune așa: cel ce împărățește cu dreptate, cel ce împărățește în frică de Dumnezeu, adică chiar dacă un conducător e perfect în ochii lui Dumnezeu,
ceea ce vă rog să rețineți, nu există și David n-a fost perfect, el însuși va recunoaște puțin mai încolo, zice, chiar și așa, este ca lumina dimineții înainte să răsară soarele într-o dimineață fără nori. No, eu vă întreb, când ați văzut ultima dată lumina dimineții înainte să răsară soarele într-o dimineață fără nori? Niciun amin. Știți cum e lumina aia care apare înainte să răsară soarele? E o lumină albă, liniștită și foarte trecătoare. Zice David, așa a fost viața mea. Parcă mai ieri aveam 30 de ani și începeam să conduc peste țara aceasta. Parcă anii s-au dus așa de repede. Și mă uit la toți cei ce suntem astăzi aici. Și dacă suntem sinceri, fiecare dintre noi, și ne uităm în urmă, ne lovește așa brusc o nostalgie, mai ales de sărbători se întâmplă treaba asta, când ne amintim de sărbătorile copilăriei și ne gândim, bă, când am ajuns eu la 40 și ceva de ani? Când am ajuns eu la 50 de ani? Când am ajuns eu la 60 de ani? Când am ajuns eu, zic ăștia care se alintă la 30 de ani că-s bătrâni? Când am ajuns eu la 30 de ani? Ba, sunt unii care și la 20 de ani i-am auzit pe unii, nu uit, de câteva ori am avut experiența asta în anumite biserici, să văd câte un băiat la 21 de ani, student încă la teologie, dând un îndemn la rugăciune și întrebând biserica, vă mai aduceți aminte cum era pocăința mai de mult? Și eu mă gândeam, mai de mult? Adică când? Când erai tu la grădiniță sau... Și totuși suntem loviți așa de un sentiment de nostalgie. Viața este ca un abur care se ridică puțin ter, spune Scriptura în altă parte, și apoi piere. Este ca iarba aceea, care dimineața este plină de viață, este cosită și după masa se transformă în fân. Ca să folosesc o comparație din lumea satului, pentru cei care au crescut la țară, la fel ca mine. Versetul 5. Și acum David, să vedeți cât e de sincer. Versetul 5. Măcar că nu este așa. Adică ce nu este așa? Adică măcar că eu n-am împărățit cu dreptate. Pentru că n-am fost întotdeauna drept și nu trebuie să fii pocăit să știi că David nu a fost întotdeauna drept. Toată lumea știe. Ba, mai mult pe câte unul zicând, dar David... Că și David o omorâ pe nu știu care. Întotdeauna ne găsim justificări când e vorba să vrem să facem ce ne dorim noi. Toată lumea știe că David n-a domnit întotdeauna cu dreptate, n-a fost întotdeauna drept și n-a fost întotdeauna în frică de Domnul. Și cu toate astea, zice David, măcar că nu este așa casa mea înaintea lui Dumnezeu, adică așa cum ar fi trebuit să fie. Și cred că toți cei ce suntem astăzi aici, omule drag, pocăitul meu, dragul meu ascultător, indiferent de confesiunea din care vii, fie că ești ortodox, că ești pentecostal, că ești catolic, că ești de altă confesiune, cred că poți recunoaște în seara asta cu onestitate, dacă stai în fața lui Dumnezeu, numai știți cum se întâmplă treaba asta, doar în momentul în care realizăm că suntem trecători, doar atunci avem capacitatea de a fi sinceri cu noi înșine. Până atunci ne aburim, ne mințim de foarte multe ori. Dar David, stând pe patul morții, spune, recunosc înaintea lui Dumnezeu, era și inspirat de Duhul Sfânt când spune asta, că n-am fost întotdeauna cum ar fi trebuit să fiu. Dar cu toate acestea, și ascultați ce spune David, totuși, Dumnezeu, El, a făcut cu mine un legământ. Ce înseamnă un legământ? Adică un contract. Dumnezeu a făcut cu mine un legământ, un contract. Și legământul acesta nu este un legământ care expiră. Știți, de obicei, un contract are întotdeauna un termen de valabilitate. Nu există, cel puțin din cunoștințele mele, poate că există, da? Contract veșnic. Nu-i pământul veșnic. Chiar dacă am face noi un contract veșnic, nici la cimitir nu-i veșnic. Și acolo e pe nu știu câți ani. Și la un moment dat, un contract veșnic cu mine, bine întărit în toate privințele și tare. Și acum, ascultați, pentru că titlul predicii din această seară este Moartea nu este o tragedie. David, sunt pe patul morții, înaintea morții, zice așa. Nu va face el, adică Dumnezeu, să răsară din el, adică din legământul acesta, adică din contractul acesta pe care Dumnezeu l-a încheiat cu mine, să răsară tot ce este spre mântuirea și, spuneți voi, care e ultimul cuvânt?
că parcă în ultima vreme nu văd așa de bine și aștept să mă ajutați puțin. Haideți, vă rog frumos, să-mi spuneți. Și? Bucuria? Bucuria. Dar cum împăcăm noi cuvântul bucurie cu alt cuvânt moarte? Oare nu va face Dumnezeu prin legământul pe care l-a încheiat cu mine, stând în fața morții, să-mi dea totuși ceva ce nimănui nu îi se pare posibil? Că un om în fața morții de obicei e înspăimântat. E cea mai mare frică a noastră, frica de moarte. Și totuși, zice David, pot să stau zâmbind în fața morții. De ce? Pentru că Dumnezeu a încheiat cu mine un legământ și din legământul acesta răsare mântuirea și pentru că sunt mântuit, răsare și bucuria mea. Iată cum un om poate să moară totuși, să stea în fața morții și să nu fie disperat. Moarte și bucurie. Da, moarte și bucurie. Nu știu dacă am mai povestit, dar eu sunt un evanghelist și acum predicând des, mai uit și eu ce spun. Dar slavă Domnului că uitați și voi. Și dacă nu uitați, vă rog să vă faceți că ați uitat. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile predicam undeva într-o bisericuță în care era un om foarte în vârstă, un om verde. Verde nu la propriu, ci la figurat. Adică, un om plin de viață. Avea 90 și ceva de ani, dar avea atitudinea aia omului tânăr, plin de putere, plin de pasiune. Când era în față, vorbea plin de putere, plin de pasiune, spre deosebire de mulți dintre tinerii de astăzi, care, mă iertați, parcă s-au născut bătrâni. Omul ăsta era plin de bucurie, întotdeauna. Și mi-aduc aminte că omul nostru, când mă întâlneam odată pe an, când mergeam acolo la evangelizare, întotdeauna îmi spunea, frate, vreau să prind 100 de ani, că trebuie să primez de la stat o Dacia Logan. În vremea aia, nu știu de unde era povestea asta, nu știu dacă a fost reală sau nu vreodată, dar așa se zvonea, se zicea, că dacă un om ajunge la 100 de ani, primește de la statul român, primește, nu îi se ia, că de obicei la noi e exact invers, afli că primești, dar de fapt îi se ia. O Dacia Logan. Și când se apropia de 100 de ani, m-am dus acolo și îmi zice, frate Adi, zice, mă rog Domnului să mă ajute să primez Loganul. Zic, Domnul să vă ajute. Mai era, nu știu, avea 98-99 de ani, cu cât se apropia mai mult, mi-aduc aminte că odată m-am dus în satul ăsta și îmi zice, fratele, e supărat. Zic, de ce e supărat, frate? Zice, mă rog Domnului să mă ia acasă, că să ceartă pruncii a cui o să fie Loganul. Și mă rog Domnului să mă duc acasă. Domnul a luat acasă cu vreo câteva săptămâni înainte să moară. Am dus la mormântare la el. A fost o tristețe acolo. Plângeau pruncii de numai. Nu știu dacă după om sau după Logan. Moartea nu e o tragedie. Poate ziceți, mai ales în contextul nostru românesc, balcanic, când orice chestie, oricât de dramatică, se transformă într-o chestie semicomică. Dar nu în sensul acesta. Și cuvântul lui Dumnezeu ne învață în această seară că atunci când există în viața ta trei lucruri, sunt trei garanții care fac ca moartea să nu fie o dramă, să nu fie o tragedie pentru tine. Ea poate fi o tragedie, dar moartea nu este o tragedie dacă în viața ta și în viața mea, exact ca în cazul lui David, există aceste trei lucruri. Mai întâi, viața mea trebuie să se clădească pe cuvântul lui Dumnezeu. David, pe patul morții, zice, cuvântul lui Dumnezeu este pe limba mea. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se transforme în realitate în viața mea prin Duhul Sfânt. De-aia primul, ultim cuvânt al lui David este Duhul lui Dumnezeu. Apoi, ca să poți să stai zâmbind în fața morții și să înțelegi că moartea nu e o dramă, nu e o tragedie, trebuie în mod obligatoriu să știi că Dumnezeu a încheiat cu tine un legământ. Că Dumnezeu a încheiat un contract și că Dumnezeu se ține întotdeauna de promisiunea Lui. Și există aceste trei lucruri fundamentale pe care se bazează viața unui om atunci când stă în fața morții. Și indiferent de circunstanțele vieții, el poate zâmbi în fața morții, știind că moartea nu e o dramă, ci e doar o trecere înspre veșnicie, înspre întâlnirea cu Dumnezeu.
Cele trei cuvinte sunt cuvântul, Duhul, legământul. Mai zic o dată, înădejdea că așa va rămâne clar în mintea voastră ce vrea cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe în seara aceasta. Cuvântul, Duhul, legământul. Viața mea se clădește pe cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă trăiesc în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, cea mai importantă jertfă în fața lui Dumnezeu rămâne ascultarea. Apoi, doi, pentru ca să pot să trăiesc în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și slova Scripturii să se transforme în viață, în viață trăită, am nevoie de lucrarea tainică a Duhului Sfânt în inima mea, pentru ca lucrând Duhul Sfânt în mine să rodească. Altfel n-am nicio șansă. Nu fac decât să mă chinui, să încerc încă o dată și încă o dată și să ajung la concluzia românului, care întotdeauna ajunge la concluzia, nu se poate. Și dacă nu se poate, nu se poate. Duhul lui Dumnezeu transformă lucrul imposibil pentru tine în ceva posibil. De-aia Apostolul Pavel, când vorbește despre asta, zice la un moment dat corintenilor, ceea ce ochiul omului n-a văzut, urechea omului n-a auzit, ci la inima omului sau la mintea omului nu s-a suit, așa sunt lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Dar nouă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său cel Sfânt, Duhul Său cel Sfânt care cercetează cele mai adânci lucruri. Și pentru ca viața noastră să poată fi plăcută lui Dumnezeu, avem nevoie de această atingere. Și apoi, în al treilea rând, după această atingere care aduce în viața mea pocăință și puterea de a crede, apoi, eu răspund iubirii lui Dumnezeu cu un legământ pe care îl încheie Domnul cu mine. Legământul acesta este unul veșnic. Spre deosebire de legământul încheiat cu David, legământul cu David este, ține de Vechiul Testament, dar legământul nostru, dacă vă uitați în Cartea Evreilor, veți vedea că legământul nostru nu este pecetluit de sângele animalelor, ci este pecetluit de sângele Domnului Iisus Hristos. Și când spunem sânge, știu că unii, mai ales cei care nu sunteți obișnuiți cu limbajul biblic, auzim cuvintele astea și ni se par foarte ciudate. În Biblie, sângele reprezintă viața. Și de asta, când Biblia vorbește despre faptul că Iisus a dat sângele pentru noi, și poate tot cântăm noi aici, ați văzut că la un moment dat am cântat despre sângele lui Iisus Hristos, asta reprezintă un singur lucru practic pentru viața noastră, adică Hristos, care este Dumnezeu, din Dumnezeu, și-a dat viața în locul meu pentru ca eu să nu mai trebuiască să sufăr chinurile iadului. Asta înseamnă că sângele lui are putere să mă curățească de orice păcat. Nu e doar un clișeu pe care noi îl repetăm și nimeni nu mai pricepe nimic din el. Acest legământ sau acest contract pe care Dumnezeu l-a încheiat cu noi este nou legământ care este pecetluit cu ce? Cu moartea Domnului Iisus Hristos, dar El n-a murit, ci El a înviat, nu doar că a murit, ci a înviat și este viu în vecii vecilor și mijlocește pentru noi. Slăvit să fie numele Lui. Cuvântul? Vă mai aduceți aminte punctul 2? Duhul și punctul 3? Legământul. Unul dintre cei mai mari filozofi atei, părintele empirismului, scepticismului, numele lui este David Hume. Dacă sunteți curioși să aflați care au fost ultimile lui cuvinte, puteți să le puneți pe Google, dar vă rog să nu faceți chiar în timpul predicii mele. Puteți să puneți David Hume, ultimile cuvinte, și veți vedea că, lăsați că vă povestesc eu, dar vă uitați și voi acasă, dacă vreți să verificați, că știu că există și dorința asta de multe ori de a verifica. Ultimile lui cuvinte au fost, sunt în flăcări. Repetând o noapte întreagă același lucru. Voltaire, un mare gânditor, și filozof în același timp francez, un om sclipitor în multe lucruri, un spirit erudit, un om nemaipomenit din punct de vedere intelectual, dar un ateu. Se spune despre el că atunci când a stat pe patul morții, femeia aceea care s-a îngrijit de el a zis că omul a strigat o noapte întreagă, sunt părăsit de oameni, sunt părăsit de prieteni, sunt părăsit de Dumnezeu, și a zis, pentru toți banii din Europa n-aș mai vrea să văd odată un necredincios cum moare. Moartea poate să fie o dramă dacă în viața ta nu există aceste trei lucruri. Dacă viața ta nu se clădește pe ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, dacă în viața ta Duhul lui Dumnezeu n-a transformat slova Bibliei în viață trăită și dacă n-ai încheiat un legământ cu Domnul, și când spun legământ, noi nu ne referim la apa botezului, că noi de multe ori repetăm la noi la pocăiți și spunem, astăzi când facem botezul se încheie un legământ cu Domnul. Legământul cu Domnul îl încheie în momentul în care, prin credința în Hristos Iisus,
accepți că sângele lui, adică viața lui, a fost dată în locul vieții tale, adică El, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a suferit toate chinurile iadului în locul tău pe cruce. De asta suferința lui e unică și de asta cântăm atât de mult despre ea și de asta o celebrăm la cina Domnului o dată în lună. Nu pentru că n-au mai fost oameni care să sufere în istorie, ci pentru că Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a suferit chinurile iadului în locul nostru și legământul pe care noi îl încheiem cu Domnul nu este în apa botezului. Noi în apa botezului doar declarăm acest legământ. Dacă vreți, aducem legământul la notar, contractul aducem la notar. Botezul este important în procesul mântuitor, dar legământul e încheiat, dacă citiți în Cartea Evreilor, în sângele Domnului Iisus Hristos. Moartea nu este o tragedie dacă există în viața noastră aceste trei lucruri. V-am spus, poate cel mai mare compozitor de muzică care a fost vreodată, e vorba de Mozart. Omul ăsta are scris un fragment muzical, se numește Requiem, pentru iubitorii de muzică. Este un fragment care se cântă la înmormântări. În muzica clasică, Requiemul e fragment muzical funebru, așa se numește, se cântă, e scris special pentru o înmormântare. Și în Requiemul lui Mozart e o propoziție care zice: moartea este cheia care deschide ușa către adevărata noastră fericire. Câți dintre noi, dintre cei ce suntem astăzi aici, avem siguranța asta? Siguranța faptului că orice s-ar întâmpla cu tine, când închizi ochii în lumea asta, în următoarea fracțiune de secundă, deschizi ochii în veșnicie. Dacă n-ai siguranța asta, vreau să te întreb ceva. Ce rost are religia ta? La ce-ți folosește faptul că te lauzi, că ești penticostal, că ești baptist, că ești ortodox, că ești creștin după Evanghelie, că ești catolic, că faci parte dintr-o biserică, că faci parte dintr-o familie de credincioși? La ce-ți folosește asta? Aș vrea să privim din nou la Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă uitați la primul verset. Împreună cu mine să vedem puțin despre David, câteva lucruri despre omul acesta lui Dumnezeu. Cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot. Vă mai aduceți aminte când a fost David uns ca împărat? Pocăiții, vă mai aduceți aminte? Vă mai aduceți aminte cine se duce în casa lui Isai ca David să fie uns împărat? Unul dintre cei mai importanți oameni al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. E vorba de... Haideți să vedem. Punem la vot? E vorba de Samuel. Da, unul dintre prorocii Vechiului Testament, vă las pe voi să găsiți unde spune că Moise și Samuel au fost cei mai mari oameni al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Și Samuel se duce, trimis de Dumnezeu, în casa lui Isai, să pună un nou împărat în locul lui Saul. Saul, din cauza neascultării, e lepădat de Dumnezeu. Dumnezeu nu mai acceptă ca Saul să fie împărat din cauza faptului că omul ăsta insistă în neascultarea de Dumnezeu. Și Samuel se duce în casa lui Isai, îl întreabă pe Isai de băieții lui. Aflăm din Biblie că Isai avea 8 băieți, David e mezinul, e cel mai mic din familie, și omul își aduce băieții cei mai tari, e mai puternici. Îi așează în fața lui Samuel și Samuel își pune în el însuși. Știți că nu de mult v-am spus fragmentul ăsta, v-am povestit din fragmentul ăsta. Samuel când se uită, îl vede pe unul care era mai zdravăn și zice: negreșit, unsul lui Dumnezeu e aici. Și Dumnezeu îi vorbește la nivelul minții lui și îi spune: Samuele, eu nu mă uit la ceea ce izbește privirea, cum fac oamenii. Eu mă uit la ce, la inimă. Și eu am nevoie de un om cu inima după inima mea. De altfel, mai târziu, David, după cum bine știți, va fi numit de Dumnezeu însuși în Scriptură. David, omul cu inima după inima lui Dumnezeu. Alesul meu nu e aici. Și Samuel îl întreabă pe Isai: dar pe altul nu mai ai? Alt băiat, alt copil nu mai ai? Ce imagine tare ca tată. Imaginează-ți, îți aduci toți feciorii acolo. Mă rog, toți. Unul lipsește. Dar zic, bă, pe ăla, ăsta n-are șanse. N-are niciun rost să-l mai aduc pe ăsta, că ăsta e la oi, lăsăm acolo, el e cu oile, el e cu animalele, nu are multă școală, nu știe multe, acolo crescut. Nu o să-l facă Dumnezeu pe ăsta împărat. Și Samuel îi spune lui Isai: dar pe altul nu ai? Uită-te bine la ăștia. Și Isai răspunde: mai este unul. Dar dacă vă uitați în textul biblic, Scriptura nu insistă, dar e prezentat așa: mai avem unul, dar ăla e
lasă-l acolo unde e. Adu-l pe ăla. Ce interesant lucru. David e într-o familie în care și tatălui se uită la el și zice, bă, din ăsta niciodată nu se iasă nimic. Aseară am cunoscut un om care avea o casă foarte frumoasă, un om cu foarte multă înțelepciune, nu doar cu multă școală, că la noi în România, de multe ori, școala compensează cunoștința. Și omul ăsta îmi zice, m-am născut într-o familie săracă, cu 12 prunci, am fost cel mai mic, cel mai slab, cel mai neînsemnat din toată familia noastră și aproape în fiecare zi, de la profesorii de la școală, de la tata și mama, până la ăia de pe stradă, aproape în fiecare zi primeam același compliment. Din ăsta niciodată nu o să iasă nimic. David, fiul lui Isai. Nu întâmplător David, când stă pe patul morții, se uită parcă zâmbind înspre scribii ăia care notau și erau probabil tineri pentru că trebuia să ai vedere bună, să fii scrib, care să scribii ăștia erau gata să noteze ultimele cuvinte celui mai mare rege din istoria lui Israel, se uită zâmbind la ei și le spune, mă băieți, voi știți de unde am pornit eu? Eu din familia lui Isai, să vă văd care dintre voi știți despre ce e vorba. Ba mai mult fiind în familia lui Isai, și tata se uita la mine, eram la oi. Acolo mi-am făcut facultatea. Jos de tot. Și când Dumnezeu a hotărât să mă ridice și a trimis pe omul lui în casa noastră, omul lui Dumnezeu a trebuit să întrebe pe tata, dar nu mai ai un băiat? Și tata parcă să-și aducă aminte, parcă mai am unul. Dar n-are cum să fie ăla. S-ar putea să fie în această seară, dragul meu aici, în Biserica Lumina, un om din categoria asta. Un om care a dezvoltat în sine o formă de complex, de inferioritate pe toate flancurile. Să ai în jurul tău în fiecare zi un cor de descurajatori profesioniști care să-ți repete același lucru. Niciodată nu vei putea face nimic. Poate te uiți tu însuți la tine și spui, nu voi putea niciodată. Poate vii la biserică de ani de zile, dar încă n-ai făcut pasul înspre botez. Încă n-ai făcut pasul înspre legământul cu Domnul și am spus că legământul cu Domnul nu înseamnă botezul. Încă n-ai avut curajul să faci următorul pas înspre Hristos și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, vreau ca viața mea să fie schimbată. N-ai putut să faci asta, de ce? Pentru că te uiți la tine și zici, nu voi fi niciodată în stare să fac nimic. Vreau să te încurajez astăzi și am să spun așa, prin forțele tale n-ai nicio șansă, dar îți aduc aminte ce spune Biblia. În slăbiciunea noastră se vede puterea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place de multe ori să ia oameni de felul acesta, oameni jos de tot. Iar în următoarea propoziție, îmi place așa de mult, zice cuvântul lui David, fiul lui Isai, cuvântul omului care a fost înălțat sus de tot, de acolo de jos, de unde era, disprețuit de ceilalți oameni, nebăgat în seamă, un om despre care ceilalți spuneau niciodată nu se va lege nimic de capul lui, și Domnul îl ia și îl ridică sus de tot. Și uite că vorbim noi astăzi despre David, după mii de ani vorbim despre omul acesta, omul acesta care era disprețuit de frații lui, era de foarte multe ori privit de sus, dacă ne uităm în Scriptură, de frații lui, e disprețuit însăși de taică său și totuși Dumnezeu îl ridică. Dumnezeu poate face același lucru și cu viața ta. Poate că ești astăzi aici și n-ai intrat încă în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu și ai fi gata în această zi să-i spui lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, vreau să împlinesc în viața mea cuvântul Tău, vreau ca Duhul Tău cel Sfânt să transforme cuvântul Tău în viață, în realitate, dar îți prea jos, îți prea slab. E foarte bine că te vezi așa, pentru că în slăbiciunea ta Dumnezeu poate face din tine ceva ce nimeni nu-și poate imagina. Am mai povestit cu certitudine aici despre unul dintre cei mai mari alergători din istorie. Pentru că am mai povestit despre el, vă amintesc doar numele lui, Sir Roger Bannister. Omul acesta, când v-am povestit despre el, v-am spus că atunci când s-a născut, medicii au spus despre el că nu va putea umbla. Și a ajuns să bată un record mondial alergat, despre care se spunea că niciun om, oricât de mult s-ar antrena, nu va reuși să-l bată vreodată. Când, la câteva săptămâni de zile după ce a venit în lumea asta,
medicii le-au spus părinților că va rămâne toată viața în căruciorul cu rotile. Și foarte interesant, aparent coincidență, dar la Dumnezeu nu există asta. La câteva străzi de el, un alt copil dintr-o altă familie primește fix același diagnostic de la același doctor. Amândoi născuți în același cartier din Londra, unde sunt astăzi o grămadă de români, în cartierul Harrow. Amândoi primesc de la doctor același diagnostic și amândoi, în dreptul amândorora, medicul le spune așa părinților: ocupați-vă să cumpărați un cărucior cu rotile, să vă ocupați puțin de el, dar niciodată nu va umbla. Și interesant, micuțul Roger are harul să aibă părinți care să zică așa: astăzi e limita asta. E o limită pe care ne-o spun oamenii ăștia, ne-o spune omul ăsta care e bine intenționat. Dar noi avem un Dumnezeu care poate muta limita asta. Și au început să investească în fizioterapie. Ceilalți au zis: dacă asta e ceea ce ne spune medicina, asta ne spune știința, îi cumpărăm tot ce putem, ne ocupăm de el. Interesant e că micuțul Roger Bannister a început să umble cândva pe la 6-7 ani, a făcut primul pași. Și știți ce și-a propus? A zis, când a început să umble: eu vreau să fiu alergător. Și-a terminat doctoratul la Oxford. Și-au reușit să bată un record mondial pe care nu l-au bătut 40 de ani. Nu l-a bătut nimeni. Ba mai mult, s-au scris cărți că nimeni nu va reuși vreodată, oricât de mult s-ar antrena, să bată acest record mondial. Și Sir, mai târziu a devenit Sir, că mi se pare că a murit în 2018. Vă uitați voi, că știu că sunteți câțiva blindați cu telefonul. Bate recordul ăsta mondial. Și ce interesant, hai să vă povestesc, dacă tot am început, poate că ați uitat. Când amândoi ajung la 40 de ani, știți că între ăștia doi rămâne o legătură. Roger Bannister devine alergător, devine medic, își termină și doctoratul în medicină. Celălalt rămâne în căruciorul cu rotile toată viața. La 40 de ani, în curmea gloriei, se duc la cei mai buni medici, trec prin mai multe examene medicale și doctorii ăștia le spun așa: celui de-al doilea, care era în căruciorul cu rotile, îi zice, doctorii când s-au pus diagnosticul a fost greșit. Tu ai niște probleme, dar dacă ai fi făcut puțină fizioterapie, câțiva ani, ai fi avut șansă să umbli. Dar pentru că ți s-au atrofiat mușchii, acum nu mai ai nicio șansă. Și lui Roger Bannister îi spun: domne, analizele arată că diagnosticul pe care tu l-ai primit a fost real. Nu înțeleg cum ai putut să umbli și nu-mi explic cum ai putut să bați un record mondial la alergare. De ce? Pentru că noi ne uităm la limitele noastre, le știm că sunt acolo și ne gândim, nu o să trecem niciodată de ele. Și dacă ar fi să trecem prin puterile noastre, nu le-am trece niciodată. Dacă ar fi să ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, care e în mod absolut perfect, și am zice, Doamne, să iau cuvântul Tău și să-L aplic în viața mea, eu să trăiesc în ascultare perfectă de Tine, numai la nivelul faptelor, ci la nivelul gândului, Doamne, recunosc, îs un păcătos, e imposibil. Dar Dumnezeu zice ceva: prin Duhul meu cel Sfânt, pot să te duc dincolo de ceea ce poți tu visa. Când eram copil, și asta cu siguranță am mai spus, mă uitam la dealul Varului, care era dincolo de satul bunicilor mei, și mă uitam și ziceam, acolo se unește cerul cu pământul. Era la orizont. Nu învățasem încă la școală că, de fapt, cerul cu pământul nu se unește nicăieri pe pământ. Și mă uitam pe dealul Varului, copil fiind, și ziceam, dacă ajung acolo, pun mâna pe cer. Și când am urcat pe dealul Varului, era un deal mai mare în spate. Și am zis, bă, acolo se unește cerul cu pământul. Și toată viața alergăm de pe un deal pe altul, crezând că vom atinge cerul în lumea asta cu mâna. Dar în realitate, cerul a coborât pe pământ prin Iisus Hristos. Și e gata să coboare în inima noastră prin Duhul lui Dumnezeu. Și doar Duhul lui Dumnezeu poate face ca împărăția lui Dumnezeu să locuiască în inima noastră. De asta noi nu trăim o religie. Ce religie ai tu, penticostală?
baptistă, ortodoxă. Care e slova voastră? Care e teologia voastră? Nu că n-ar conta, să nu mă înțelegeți greșit. Suntem într-o biserică în care punem accent deosebit pe învățătura Scripturii și pe teologie. Toate astea contează. Dar când stau în fața perfecțiunii lui Dumnezeu, când stau în fața standardului de sfințenie perfect al lui Dumnezeu, nu recunosc decât un simplu fapt că eu sunt limitat, că sunt slab, că sunt neputincios. Cuvântul lui Dumnezeu este pe limba mea, zice David când stă pe patul morții. Dar pentru ca acest cuvânt care e pe limba mea să coboare în inima mea și să-mi schimbe viața, e nevoie de Duhul lui Dumnezeu. De la bucurie, la pace, la înfrânarea poftelor, toate aceste lucruri pe care Biblia le numește virtuți și pe care încercăm să le trăim în viața creștină zi de zi și încercăm. Și unii zic, domne, facem sport. Unii zic, mă port aspru cu trupul meu, că așa zice și Apostolul Pavel. Da, foarte bine. Dar oricât de aspru te-ai comportat cu trupul tău, oricât de mult sport ai face, oricât de mult ai încercat tu prin puterile tale, n-ajungi decât la concluzia simplă și clară. Nu sunt decât un abur care se ridică puțin tel. Doamne, sunt și eu ca Elie, zic ca Elie, nu sunt mai bun decât părinții mei, ia-mi viața, dar stând în fața standardului perfect al lui Dumnezeu, la pământ, pot și eu să zic ce zice Mica, prorocul Mica zice la un moment dat ceva fabulos, zice la un moment dat, nu te bucura de mine vrăjmașă, nu știu de ce zice vrăjmașă, nu zice vrăjmașule, nu te bucura de mine vrăjmașă, căci chiar dacă sunt căzut, mă voi ridica iarăși, chiar dacă astăzi sunt în întuneric, totuși Domnul rămâne lumina mea, adică stând în fața standardului perfect al lui Dumnezeu, nu fac decât să recunosc, Doamne Dumnezeule, eu nu sunt decât un simplu om care trăiește puțin în lumea asta, nu sunt decât ca o scânteie care se ridică și piere imediat, dar Doamne Dumnezeule, eu vreau ca al Tău cuvânt să fie nu doar pe limba mea, nu vreau să fiu ca David, să-mi prorocesc mie și să recunosc la fel ca el, că n-am trăit nici în dreptate, că n-am trăit nici în frică de Dumnezeu, așa cum ar fi trebuit, și Doamne Dumnezeule, vreau ca realitatea cuvântului să fie trăit în viața mea, de aceea am nevoie de ceva, Duhul Tău cel Sfânt care să transforme slova în viață. Altfel, știi ce se întâmplă? Ai oameni la care le spui să se pocăiască, să uită la tine și zic, bă, ăsta, ce îmi spui tu mie? Știi ce spune Pavel la un moment dat? Pentru omul firesc, lucrurile lui Dumnezeu sunt o nebunie și zice, nu le poate pricepe. Dar există o singură șansă să poată fi pricepute, să fie atins de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. N-ați văzut cazuri de oameni la care tot ați încercat să le explicați, tot ai încercat și dintr-o dată îi se deschid ochii. Și până atunci ai încercat să-i explici, puteai să vorbești cu el despre orice, de la David Popovici până la deficitul bugetar al Guvernului României, subiectele la modă din presa din România, puteai să vorbești despre alegerile parlamentare sau nu știu de care, puteai să vorbești despre fotbal, puteai să vorbești despre orice, dar când începeai să vorbești despre Dumnezeu și despre păcat, parcă dintr-o dată era pe avarii. Și zici, bă, nu poți să-i spun nimic, că nu pricepe nimic și te uiți la el și vă spun ceva. De multe ori ca predicator mă uit în sală și îmi dau seama de realitatea asta. Și realizez că omul nu poate să înțeleagă profunzimile vieții până când nu înțelege că e trecător. Oameni dragi, nu e important că murim, important este cum murim. Până când nu înțelegi că ești trecător, până când nu realizezi că viața asta într-o zi se va termina, că sărbătoarea vieții într-o zi se va termina, poți să asculți 848 de predici. Dar în momentul când realizezi că ești trecător, când stai față în față cu limitarea ta, când zici, sunt doar un abur care se ridică puțin tel și apoi piere. Când ai perspectiva veșniciei, când te uiți înspre cer și zici, voi atinge cerul cu mâna. Și tot încerci, te urci pe muntele plăcerii și nu-l atingi nici acolo cu mâna. Te urci pe muntele realizărilor profesionale și zici, dacă o să am cel mai tare job și toată lumea să-mi spună, CEO sau nu știu cum, marele domn, director, atunci o să fiu tare și nu-i nici acolo. Și zici ca Boris Becker în cartea autobiografică, marele jucător de tenis german, am ajuns pe cele mai înalte culme ale succesului omenesc și când am ajuns acolo sus, am descoperit că acolo sus nu era nimic.
Că noi întotdeauna ne uităm și anticipăm că vom fi fericiți cândva în viitor. Și zicem, fericirea e calea. E când ajung acolo, nimic, asta e tot. Păi, eu am crezut că dacă ajung director, s-o să zică careva, domn director, ai o satisfacție din asta de moment și după aia, parcă trebuie să fiu mai sus. Și după aia iar începe. Nu, nu-s destul de sus, trebuie să fiu ministru. Dacă nu-s ministru. Și omul aleargă, voi nu-i vedeți că oamenii în politică vor să aibă puterea, dar nu vor să facă nimic cu ea. Ei vor pur și simplu să ajungă la putere. Cred că e ceva acolo, magic. Nu-i nimic. Fără Dumnezeu nu-i nimic. Pianistul, unde ești? Hai, cântă. Să-mi aduce aminte și mie că e sfârșitul predicii. Sunt trei lucruri care îmi dau garanția faptului că atunci când stau în fața morții, moartea nu e o dramă, nu e o tragedie. Poate fiecare dintre voi aveți în amintirea voastră pe cineva drag, cineva credincios, care a trecut la cele veșnice și vă gândiți, bă, ce moarte frumoasă a avut cu tare. Mă uit la David și David are o trecere frumoasă, în ciuda faptului că a avut o viață turbulentă, din trei motive. El zice, cuvântul lui Dumnezeu e pe limba mea. Duhul lui Dumnezeu e cel care lucrează. Și Dumnezeu a încheiat cu mine un legământ. Aș vrea să înțelegi în această zi, dragul meu tânăr, că ești muritor. Am avut atâtea întâmplări și nu vreau să mă repet. Am avut atâtea întâlniri în viața asta cu oameni care se aflau aproape de moarte și erau tineri. Și totuși puteau să zâmbească la fel ca David, care zice David, Dumnezeu îmi dă bucurie chiar dacă știu că mor. Mă uit la noi astăzi. Știi, zice unul dintre psalmiști, vă las pe voi să găsiți, e Psalm 119. O leacă aveți de citit. Zice autorul psalmului la un moment dat, știi ce zice? Dacă l-am pe Dumnezeu, mă bucur de parcă aș avea toate comorile lumii. Dacă ai fi câștigat 1 milion de euro înainte de programul ăsta, cred că nici nu erai aici. Erai acasă și pe telefon cu neamurile care își cereau bani împrumut. Erai total nefericit. Uitați-vă la voi. Sunteți sănătoși, sunteți frumoși, sunteți binecuvântați de Dumnezeu, sunteți mântuiți cei mai mulți dintre voi. Și zice psalmistul, dacă l-am pe Dumnezeu, mă bucur nu ca și cum aș avea 1 milion de euro, că aia nu-i toată comoara lumii. Mă bucur ca și cum aș avea miliarde și miliarde și miliarde toate comorile lumii. David zice, Domnul a încheiat cu mine un legământ și legământul lui Dumnezeu e veșnic. E dincolo de moarte. Și știu că orice s-ar întâmpla cu mine, când voi închide ochii în lumea asta, mă voi duce în prezența lui Dumnezeu. Ar vrea să te fac conștient de faptul că ești muritor, oricât ani ai avea. Mi-aduc aminte din Biblie de femeia aceea care ține în brațe copilul, o femeie bogată, și spune Biblia că până la amiază copilul a murit în brațele ei. Pentru că sunt momente în viața noastră când Dumnezeu ne lasă să înțelegem că oricâte relații am avea, că oricâți bani am avea, că oricât de tare am fi, dacă n-a încheiat Domnul cu noi un legământ veșnic, nu există niciun fel de fericire. Aș vrea în momentele care vor urma, acolo unde sunteți, să închideți ochii, așa cum stăm așezați. Aș vrea să te gândești la viața ta și la moartea ta. Aș vrea să conștientizezi că oricât de jos ai fost și oricât de sus ai ajuns, într-o zi vei pleca din lumea asta. Că oricâți bani ai avea, că oricâte relații ai avea, că ori de câte ori ai avut senzația că ai atins cerul în lumea asta, de fapt nu l-ai atins niciodată cu adevărat. Pentru că cerul nu poate fi atins. El poate coborî în inima ta prin credința în Iisus Hristos. El coboară prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cerul când coboară în inima ta, viața ta se schimbă. Aș vrea în această zi, așa cum stăm, cu privirea aplecată sau ridicată, dar aș vrea să stați cu ochii închiși, acolo unde sunteți. Am o întrebare pentru noi toți în această seară. Câți dintre noi, cei care suntem astăzi aici, avem siguranța asta că Domnul a încheiat cu noi un legământ
Și dacă ai siguranța asta, de ce ești trist? Dacă Domnul a încheiat cu tine un legământ bine întărit și tare, care se bazează pe jertfa Domnului Iisus, poți în această seară să ridici o mână sus acolo unde te afli? Poți acolo unde ești să ridici o mână sus și să spui: Domnul a încheiat cu mine un legământ. Aș vrea să aveți curajul ăsta. Această ridicare de mână nu e o formă de orgoliu, nici de mândrie. Sigur că unii probabil nu veți ridica mâna din comoditate sau dintr-un alt motiv. Dar aceia dintre voi care stați înaintea lui Dumnezeu în această seară și vă uitați la viața voastră și spuneți: Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc că Tu ai încheiat cu mine un legământ. Viața mea n-a fost trăită în dreptate întotdeauna și n-a fost trăită în frică de Tine. Dar, Doamne, Tu ai încheiat cu mine un legământ. Și Dumnezeu ne spune exact cum i-a spus evreilor prin prorocii mici, în Vechiul Testament, de multe ori, prin Amos, prin Hagai și prin ceilalți, prin Zaharia, prin Maleahi. Domnul zice: eu am rămas credincios legământului pe care l-am încheiat cu tine. Atunci când ai ieșit din păcat, atunci când te-ai pocăit, atunci când ai spus lui Dumnezeu: Doamne, vreau să Te urmez toată viața mea. Doamne, cred că Iisus Hristos este Fiul Tău care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele mele. Cred că prin credința în El pot fi eliberat de păcat și păcatele mele sunt iertate. Domnul spune: eu am rămas credincios acelui legământ. Tu n-ai rămas întotdeauna, dar eu am rămas credincios. Dacă în seara asta ai acest legământ cu Domnul, fie că poate că ai uitat de El, i-ai făcut Domnului promisiunea și au trecut anii și te-ai îndepărtat de Dumnezeu, aș vrea să ai curajul să stai cu mâna ridicată mai departe. Am văzut că ați lăsat mâna. Aveți curajul să stați cu mâna ridicată. Nu știu de ce la noi, la Biserica Lumina, când cântăm, e așa de greu să ridicăm mâna. Ridicăm numai câțiva aici. Aveți curajul acesta, dacă puteți să spuneți astăzi: Doamne, ridic mâna. Și mâna ta e ca și cum ai ridica un steag de biruință în această seară. Iah Venisi, Dumnezeu, e steagul nostru de biruință. În seara asta clădim un altar și punem numele acestui altar ca oamenii lui Dumnezeu, ca evrei altădată. Iah Venisi, Dumnezeu, e steagul nostru de biruință. Poate ești căzut pe drumul ăsta al pocăinței. Și Biblia spune: cel neprihănit de va cădea de 7 ori. 7 e doar o cifră simbolică. Dar cel neprihănit de va cădea de 7 ori, totul se va ridica iarăși. De acolo de unde ești, de la pământ, îndrăznește să ridici mâna sus ca un steag de biruință în numele lui Dumnezeu în această zi.